Întinderile nesfârșite ale Arcticii sunt niște teritorii foarte complicate pentru vânat. E aproape imposibil să găsești un loc pentru ambuscadă, dar și alegerea prăzii este limitată. Totuși, aceste fiare nu îi este frică nici de gerul cumplit, nici de dieta monotonă și s-a aranjat destul de bine în această regiune friguroasă. Astăzi vom vedea lupii polari în acțiune. Faceți cunoștință, acesta este lupul arctic sau polar, dar urlă la lună fix ca unul obișnuit și asta e normal, fiindcă nu sunt o specie aparte, ci o subspecie a lupilor cenușii, cu mici adaptări. Fără ele, să supraviețuiești într-o regiune atât de rece ar fi fost dificil. Au ales să trăiască în Alaska, nordul Canadei și, desigur că, Groenlanda. Temperatura în aceste locuri descoboară sub 30 de grade Celsius și n-ar fi rău să ai o protecție de frig în cazul dat. Lupii polari au urmat modelul clasic al animalelor arctice, primind o blană cu strat dublu. Stratul exterior protejează animalul de zăpadă și vânturi care bat acolo în mod constant și foarte puternic. Al doilea este un substrat moale scurt care le ține de cald. Fix așa sistem folosesc și boii moscați. De asemenea, lupul polar are niște urechi destul de mici pentru dimensiunea lui și toate acestea pentru a reduce pierderile de căldură. Labele lor sunt complet acoperite de blană, ceea ce le permite nu doar să păstreze căldura, ci și să creeze o aderență bună cu gheața. Deși așa adaptări îngreunează întreținerea lupilor polari în grădinile zoo, căci ei se supraîncălzesc foarte rapid și se îmbolnăvesc, probabil că pentru că locul lor nu e acolo. În ceea ce privește dimensiunile, nu sunt niște prădători mici. Vorbim despre aproximativ 90 de cm înălțime, 120-150 cm în lungime, excluzând coada. Greutatea lupului polar poate ajunge până la 85 de kg, deși de obicei e undeva în jur de 65. Vorbind despre habitatul lor, dintr-o parte, ne putem bucura pentru acești lupi, căci omul nu prea s-a atins de tundră și fauna de acolo este aceeași ca și cu câteva secole în urmă. Din altă parte, este o regiune extremă, una dintre cele mai sărace din punct de vedere a diversității teritoriului, dar și timp de jumătate de an, aceștia trebuie să trăiască în întuneric constant, așa că nu avem ce invidia. Mai ales ca să fie mereu înfometat pentru lup este o normalitate, mănâncă în mediu o dată în 8 zile. La o masă, lupul polar, care cântărește 60-70 de kilograme, poate mânca până la 10 kilograme de carne, oase și lână. Asta da poftă de lup! Ei mănâncă orice, fiindcă nu știu când vor mânca data viitoare. Colții lor sunt aranjați astfel încât pot să zdrobească cu ușurință chiar și cele mai mari oase. Aceste mașini albe nu au probleme cu digestia. Deși la capitolul mâncare totul nu e chiar atât de strălucitor, de asta nu își prea aleg meniul. Iepuri, lemingi, ouă de păsări și chiar broaște. Opțiuni bune pentru masa lupului. Uneori pot să vâneze un animal mare, ca de exemplu un cerb nordic sau un bou moscat. La urma urmei vânează și trăiește acest prădător nu singur. Haita de lup este forma de bază a existenței lor. Aceasta le-a permis să supraviețuiască și să se răspândească practic prin toate regiunile arctice, exceptând întinderile de gheață, unde rege este alt vecin. Fiecare așa haită sau mai degrabă clan este constituit din 15 indivizi, fiind conduși de un cuplu alfa. Numai ei au dreptul să lase urmași, iar ceilalți membri ai clanului sunt puiilor. Uneori lor li se poate alătura un lup singuratic, dar el niciodată nu va avea posibilitatea să devină alfa. Haita are o ierarhie foarte strictă și fiecare membru își cunoaște locul. De exemplu, doar liderul poate umbla cu coada ținută sus. Pentru ceilalți este o impertinență nepermisă. Pentru neascultare, în haită operează un sistem de pedepse și cel vinovat poate fi sfâșiat chiar de frații lui. Cu toate acestea, sfâșiat e prea mult spus, până la răni grave nu se ajunge căci trebuie să și vâneze împreună. În fiecare primăvară, clanurile de lupi așteaptă o nouă generație. Aproximativ în luna mai, femela alfa abandonează haita pentru a găsi un loc retras pentru naștere. Asta e o problemă, pentru că marea parte a zonei este condamnată la friguri cumplite. Deci, în calitate de bărloc, sunt folosite peșterile sau alte ascunzători naturale. Pe lume apar de la 1 la 5 pui, care depind totalmente de haită. Și cât timp mama stă cu ei și îi alăptează, tatăl le aduce hrană. Aproximativ peste o lună, și puii trec la o dietă cu carne, devenind membri cu drepturi depline ai haitei și deja la începutul verii încep să călătorească împreună cu ea. Apropo, dacă cineva vrea să părăsească haita și să-și creeze una nouă, trebuie să lase familia și să-și găsească o a doua jumătate, care la fel e singură.
Pentru un clan nou este nevoie de un teritoriu liber, care poate ajunge până la 1000 de km pătrați. Teritoriile sunt foarte extinse și cu asta nu apar probleme. Ceea ce n-ai spune despre pradă, cu asta în Arctica sunt probleme mari. Chiar și iepurile polar nu se întâlnește prea des și pentru a-l ajunge trebuie să depui mult efort. Și vânătorul și ținta pot să accelereze până la 60 de km la oră, dar iepurile are avantaje în manevrabilitate. Chiar și în doi nu pot să prinde prada, deși unul era la câțiva centimetri de a o ajunge. Nici al doilea nu e mai rău, dar iepurile s-a dovedit a fi mult mai rapid. Atunci haita mai adaugă doi lupi și în așa situație iepurile obosit n-are unde fugi. Lupii polari sunt foarte rezistenți și sunt capabili să urmărească prada foarte mult timp, mai ales dacă fac asta în grup. Prin urmare, rezultatul este pe măsură, ceea ce nu se poate spune despre lupul singuratic. Uneori, lupul are succes și dă de astfel de jackpot. Mii de iepuri polari sar calm, văzându-și de treabă. Pare că poți să te apropii și să iei pe oricare. Dar nu e chiar atât de simplu. Iepurii albi pe zăpadă, mai ales la răsărit, se îmbină într-o pată întreagă și chiar cu vederea lui bună, lupului îi este greu să captureze ținta. În afară de asta, ei sunt atât de mulți că lupul mereu se încurcă, neînțelegând pe cine să urmărească. Oricât de ciudat n-ar suna, de data asta lupul a rămas înfometat. Aceștia sunt renii numiți și caribou. Pentru lup este o pradă foarte dorită, de aceea prădătorii des urmăresc astfel de turme, depășind distanțe mari. Dar elanii sunt foarte rapizi, mai ales când zăpada lipsește. Pot să accelereze până la 80 de km la oră și chiar cei tineri pot fugi de lupii care îi urmăresc. Dar aici totul depinde la fel de insistența prădătorului. Acesta poate urmări o perioadă lungă de timp prada, așteptând ca aceasta să facă o greșeală. Nu le este frică să atace nici boi. Moscați. Aceste animale sunt foarte mari și periculoase, de aceea lupii îndrăznesc să le atace doar cu întreaga haită, însă este greu să o faci fără a fi observat. De aceea când apar lupii, turma este gata de apărare. Scopul principal al prădătorilor este să-i facă pe boi să fugă, iar pentru asta uneori e nevoie de mai mult de o oră. Lupii atacă turma din când în când, încercând să scoată afară unul dintre boi. Dacă le reușește, cel mai probabil e condamnat la moarte, dar cel mai rău e atunci când ei o iau la fugă. Atunci lupii lor le este mult mai ușor, dar până nu vor recunoaște că turma de ren e al lor, o vor teroriza mereu, ucigând cât mai mulți indivizi. Datorită habitatului și a contactului minim cu oamenii, această subspecie nu a avut de suferit, iar populația lupului arctic nu se află în pericol. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut vreodată în realitate lupul arctic? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă laim!